un primar trebuie să aibă cultura dialogului și el nu trebuie să fie un personaj conflictual. Această caracteristică trebuie să o aibă orice persoană, fie persoana care ocupă astăzi fotoliul de primar sau care va ocupa această funcție în viitor. Pentru că în momentul în care dobândești o demnitate publică atât de importantă, trebuie să înțelegi că tu nu te mai reprezinți pe tine, tu reprezinți comunitatea respectivă. Și în momentul în care intri în conflicte, nu faci altceva decât să expui comunitatea respectivă unor riscuri majore. Lucru care de altfel se întâmplă astăzi la Ploiești.